Evanghelia după Ioan, capitolul 2. Și a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galilei și era și mama lui Iisus acolo. Și a fost chemat și Iisus și ucenicii săi la nuntă. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către el, nu mai au vin. A zis ei Iisus, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul meu. Și mama lui a zis celor ce slujeau, faceți orice vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. Zisa lor Iisus, umpleți vasele cu apă. Și le-a umplut până sus. Și le-a zis, scoateți acum și duceți nunului. Iar ei i-au dus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire și i-a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și ucenicii săi au crezut în el. După aceasta s-a coborât în Capernaum, el și mama sa și frații și ucenicii săi, și acolo n-a rămas decât puține zile. Și erau aproape Paștele iudeilor și Iisus s-a urcat la Ierusalim. Și a găsit șezând în templu pe cei ce vindeau boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. Și făcându-și un bici din ștreanguri, i-a scos pe toți afară din templu. Și oile, și boii, și schimbătorilor le-a vărsat banii și le-a răsturnat mesele. Și celor ce vindeau porumbei le-a zis, luați acestea de aici, nu faceți casa tatălui meu casă de negustorie. Și și-au adus aminte ucenicii lui că este scris, râvna casei tale mă mistuie. Au răspuns deci iudeii și au zis, ce semne arăți că faci acestea? Iisus a răspuns și le-a zis, dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Și au zis deci iudeii, în 46 de ani s-a zidit templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Iar el vorbea despre templul trupului său. Deci când s-a sculat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că aceasta o spusese și au crezut scripturii și cuvântului pe care îl spusese Iisus. Și când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paștilor, mulți au crezut în numele lui, văzând minunile pe care le făcea. Iar Iisus însuși nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți, și pentru că nu avea nevoie să-i mărturisească cineva despre om, căci el însuși cunoștea ce era în om.